Hai pe aici așa să vedem dacă ești de la școală, ajunge aici la trecere, ce faci așa? Ne uităm stânga de aia, da? Și dacă nu vine nicio mașină, atunci atraversăm, bine? Hai, du-te încolo. Gata, ai ajuns la magazin. Ai ajuns la magazinul Lidl. De unde cumpărăm un suc, nu? Mai dă... Ce faci? Vrei să mergi în parc. Vrei să mergi în parc, nu? Unde-i parc? Ia uite-te în dreapta. Uite acolo. Acolo-i parc. Cum ajungi la parc? Du-te la parc. Așa, dar trebuia să-și ia sigur data. De trecere. Și ajungem la școală. La școală stăm de 3-4 ore. După aia ne apucă foamea, setea și trebuie să mergem la magazin, uite, să ne cumpărăm ceva, nu? Unde-i magazinul? Acolo, te duci la magazin. Mai dăm un sucă dacă a ajuns la magazin. La Lidl? După care trebuie să mergi acolo în parc, în locul de joacă. Bine? Magazinul Lidl desfășoară o campanie preventivă la nivel național intitulată Verde la Educație pentru Circulație, prin care dorim să le reamintim principalele reguli de circulație electrică cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani, pentru a-i face să conștientizeze faptul că strada nu este loc de joacă, strada este un loc periculos, cu reguli de circulație bine stabilite, bine definite, reguli care, atunci când sunt respectate, se ajunge acasă în siguranță, iar în caz contrar, într-o singură clipă de neatenție, se pot produce adevărate tragedii. Copiii prezenți în această zi, în parcarea magazinului Lidl din Reș, au fost receptivi, au dat dovadă că și-au însușit principalele reguli de circulație rutieră. Sperăm să nu fie implicați în evenimente rutiere. La sfârșitul acestei campanii, fiecare copil a primit un orar, o legitimație din partea organizatorului și sucuri și alte cadouri. Numele și funcția? Inspector Ander, care la serviciul rutier, care ar să vedem. Mulțumim și noi care v-am participat. Salut, sănătate, să fii minte că trebuie să respectăm regulile de circulație. Bine? Deci cum e data? La verde este azar. Da, fost prea păcălit. Fost prea păcălit. Da.